Stațiunea Stâna de Vale din județul Bihor a fost mai animată ca de obicei în acest sfârșit de săptămână. Stațiunea, supranumită Perla Busenilor, a devenit destinația preferată de vacanță ori de petrecerea sfârșitului de săptămână pentru turiști, în special pentru cei din vestul țării, dar și pentru străini. Cu variate posibilități de practicare a sporturilor de iarnă, un peisaj mirific, aer curat, ofertă de cazare la standarde ridicate și apa curată a izvorului Minunilor, Stâna de Vale este un reper al excelenței în turism. Este mai ales o atracție pe timpul iernii pentru turiștii dornici să evadeze din cotidianul urban și să regăsească frumusețea, puritatea și liniștea naturii. În sezonul hibernal, Stâna de Vale le oferă atât celor care doresc să practice sporturi de iarnă, cât și turiștilor dornici de relaxare și distracție în aer liber, pârtii de schi, tubing și săniuși. Pârtia de schi Bradul, cu o lungime de 1233 de metri, Cerbul de 585 de metri și Renul, cu o lungime de 730 de metri, dotate cu instalații de telescaun și teleschi, la care se adaugă pârtiile pentru copii, una de schi dedicată începătorilor și cealaltă pentru săniuși, unde urcarea se face pe o bandă rulantă. La baza pârtiilor pot fi închiriate schiuri și săniuțe, toate la prețuri accesibile, iar restaurantul cu terasă deschis în apropiere poate fi refugiul perfect unde turiștii pot servi o băutură caldă, binevenită după distracția în aer liber și zăpadă. Pârtile sunt în stare excepțională, stațiunea primitoare, ce să mai, distracție, voie bună și o gură de aer curat. Nu venim foarte des, dar și când venim ne bucurăm tare. Foarte faină și m-am distrat mult. Părinții și bunicii se bucură de tot ceea ce le oferă stațiunea din masivul Vlădeasa, dar și mai mare este bucuria copiilor. La Stâna de Vale, micuții trăiesc din plin încântarea la schi și săniuși, la care se adaugă experiențele de neuitat oferite de cele două piste de tubing, dintre care una cu trambulină, aflate în incinta parcului de aventură Happyland.